Ziua, astăzi e 22 mai. M-am gândit să vă mai fac o filmare ce am mai făcut prin stupină. N-am mai reușit să filmez câteva zile. În primul rând, n-am reușit și am cosit toată stupina. Cum se vede, am rămas să o lăs să usuci un pic și să creplez. Dau grebla. Mers cam greu, dar am reușit. Să o corsesc, albine m-au lăsat în pace, eu o să mai dimineață un pic. La fel și în livadă, cozi pe aici mai fost. Nicosit. Am mai aerisit un pic ca stupină. La fel și livada aici. Cum se vede, copaci arată bine. Da, să le văd lucame. Da. Acolo face am mai lăsat-o. Era albin la ea, n-am cosit-o. La fel și drumul ăsta, am intrare tot. Da. Mai pe aici, pe lângă mașini. Aici o mai las un pic, am la fel niște facelea. Da, și sparceta. N-am cosesc încă, o mai las. Să cu grabinuța de ea. Îmi bate vântul și... Poate vântul mai ușor merge de la sol decât din copaci. Da, am o spaceată frumos, zice. Un hectar. Undeva de... Așa arată. Să iasă la popor, spre copaci. Nici nu știu dacă mă auziți. Că bate vântul ăsta. Sau de cruceală. Da. De joi cred că am să intru la intru un pic la extras. Aici am un starter, trebuie să trag la 10 și să pun altă serie. Nu mai încă carabina în el. Are și un cap de miere. Capul 3 se vede, se aproape plin. Mai avem și ceva așa în jos. Hai mai, o lipită. Lipită nici nu se desface. Majoritatea au ceva. Asta e mie. Așa ceva acolo. Da. Crescut și asta. Eu la rând așa că sunt și buni, sunt și care încă nu au urcat, bine. Mai trebuie să, de exemplu, mai slăbă, dar are mire, e stras. Așa, da. Bine, este, nu izolam, zicea, ca să vă spun că ce-am mai făcut, am luat stupe, am intervenit și am mărit cuiburile cu al doilea cat. Eu înainte de țacâm am pus matca jos, catul 2 cu puiet, am ridicat peste gratea de man,
După care am făcut roiul din el, da, am mai pus peste catul care am intervenit cu miere. Ei, acum ce am făcut? Am mărit înapoi coipurile, am pregătit pentru fara de salcă, de fara soarelui. Oricum jos era puiet de, știu eu, 7, 8, 9, depinde. Rami, asta înseamnă cam un 4 rami, 5, 4 rami cam de dat, de puiet. N-am avut nevoie de cuierul din marginea sau cuierul. Așa că aici n-am fost bine înapoi. Cred că da. Da, am mers și ne-am luat o daltă. Și mânușile, bineînțeles, că eu cam trejau aici la mânuță. Cam așa. Să iau la lemn. Soarele astea așa. Hai. Aici a lipit o țărticută cu rama. Atât, hai că a reușit. Așa că se vede. Da, cu vinișor. Am spus de puiet, n-am avut nevoie mult, astfel că am avut nevoie de legătoare să mi să-mi aduc ceva. Lăsam, am două până acum, două caturi, nu prea cu puiet acolo. Făcea bombă stupi, cu albină, dar în schimb cules mai puțin. Foarte mult albină doică, era în stup. N-aveau ce face, mai blocau, mai roiau, așa am scăpat jiroire, neavând puiet mult. Stai mai până afară soarele. E greu cu o mână. Încerc să-i ridic la el totuși. Are și ăsta. Nu știu cât se vede albit acolo. Dar mai lăsăm 2-3 zile să... Așa unul cu un singur cat. Să pot să-l uram și acolo. Special care are două caturi, are miere. Că vă dați seama, am mai un cagol. Mai lepsați din ambit, era mai mult. Hai, mă, opa, așa. Se vede. Deci e plin tot. Acum asta e situația, albina zboară, totuși fac barbă de acum. Barbiță aici. Spre seară mai s-a dorat ceva, albina. Vreo două rame acolo cu miere. Da. Gata. Da. Este ceva. Trebuie să fie și mai bine, dar asta a fost frig. Mi-a prezut 3 zile, eu știu, dar s-a acum oricum gata. Nu am să vedem și cum ar fi nimic. Bă, nu să mai fi rămas ceva. Ieri ne-a tras și o ploaie, dar vine toată. Ce a mai fost? Trebuie arată la rând. Așa e mai bun și mai slab. Nu știu să fie, asta e. O, poți, cât am încercat tot, mai sunt care rămân în urmă. Nu ți-am pasul, dar da. Suntem să pun cat și aici. Are ceva, da? Asta e cu trei corpuri, asta era plin albin. Mai mult pentru albine am pus corpuri, nu are mieri mult. Oricum două caturi le-am.
are ceva piele acolo, nu zic că e piele. Slăbuț, are gâză, gâță, da, foarte bine, cam, cam așa, mulțumesc și ăsta. La cantar 0. Au de 0, dar e bun. Dacă e pe 0, încă bate jos. Nu mai intru galbinat atât acasă. Cât aduc de coș consum. Mă gândesc eu. Da. Urmează acum să verific roie, să văd și superecheat. Care să ne trecem la sacasă, să trecem la schimbare genotipului. Așa sunt ceva, dar asta e că am arătat nică. Să l-am avut poate starter și poate să-l zboci. Am folosit o sartare la el, la care are o adună așa ceva. Oricum, ne-am luat câmp carimere. Deja am primul rând ridicat, le-am mixat deja cu sacrâm. Asta e slăbuț. Care a fost la mat. Asta e situația. Roie văd că și-o făcut legătoare, aduc miere și ei. M-am uitat chiar aproape o ramă, era plină cu miere adusă proaspătă. Deci am scăpat de a pune silop, doar tot proteic că le-am pus. În rest, le-am lăsat în pace. Nu mai deranjat. Trebuie să văd. Nu prevăd eu ouăle, dar mai aștept un pic până ajungi la sat de larvar, la căpăcit. Și atunci sunt mai sigur. Și dacă am mâncat, m-a rămas un pic colț. Înseamnă că treaba e bună. Am mâncat tot atâta care stupași crește regine sau roiuri, știe. Care îți mănâncă turta proteică, e ok. Care nu are regină sau nu e ceva în regulă, nu o să atingi nici de turtă, nici de nimic. Da, cam așa la stupina. E frumos așa când e cosit. Miros plăcut, iarbă proaspăt cosită. Ce o preplăm, o să arăte și mai bine. Da. Asta-i treaba. Pe astăzi nu mai fac nimic. Mâine vin la verificarea roilor. Și... să văd care-i situația. Am spus, m-am mustat acolo, trebuie să... apoi de transvazat. Lucrăm de acum cu reginoții, cu tare, creștere și apoi de joi, nu e joi, de vineri, cred. De vineri, sâmbătă, să vedem, mă apuc de extras. Pun o leacă pompa și să stropesc un pic aici, să ud un pic, pe care o să...
să plec acasă. Sănătate și numai bine vă doresc atunci după aceea.